De-a lungul timpului am avut diversi clienți de diferite vârste care au venit pentru sesiune de hipnoterapie și am observat un tipar foarte interesant, în special la femeile trecute de o anumită vârstă, care din cauza vieții grele, din cauza părinților care erau mult mai conservatori, au păstrat în interiorul lor multe emoții care nu au fost scoase afară, care nu au fost puse, care nu au fost verbalizate sau care nu au ieșit din corpul fizic, care nu au ieșit din mintea lor. Aceste persoane închizându-și emoțiile, închizându-se în sine, pentru că de multe ori nu puteai să-i răspunzi soțului sau nu puteai să-i răspunzi tatălui tău, în special conflictul fiind cu partea masculină. Și de asemenea observ că aceste persoane devin foarte puternice, se țin foarte, foarte tare și chiar reușesc să facă lucruri la care nimeni nu s-ar fi gândit și asta tocmai pentru că timpurile erau foarte dificile și ele nu puteau să se exprime, dar au făcut tot posibilul pentru a ieși la suprafață și a rezista în această lume. În schimb, ce are de suferit în tot acest context este relația cu copiii. De multe ori, acea rigiditate și acea carcasă pe care și-au construit-o în jurul minții, emoțiilor, corpului, este foarte greu de înlăturat în relația cu copiii și de multe ori, chiar dacă le vor binele, nu îi înțeleg sau nu reușesc să se deschidă către ei. Acele sentimente puternice pe care și le-au construit de-a lungul timpului și acele lucruri nespuse față de partea masculină, în special de tată sau de soț, lucruri care au venit cu bătăi sau cu certuri sau cu cuvinte jignitoare la timpul lor. Și chiar în ultimele luni am avut două cliente care au experimentat o ședință de hipnoză și au reușit în acele momente să scoată acele sentimente blocate, să poată să verbalizeze, să poată să simtă cum acea greutate din inima lor sau de pe umerii lor se ridică și pot să accepte ceea ce s-a întâmplat. Pot să dea o altă semnificație întâmplărilor și, cel mai important, pot să-și ia înapoi puterea personală, pentru că despre asta este vorba. De a ne regăsi în interiorul ființei noastre, de a ne recunoaște puterea și de a merge mai departe, schimbați și eliberați.